Rămânem ancorați în lumea sănătății pentru că trebuie să fim informați și trebuie să menținem sănătatea drept o prioritate. Începând cu anul 2020, un subiect ce se afla pe buzele tuturor a fost COVID-19. Din păcate, rămâne a fi actuală această afecțiune, care este situația la zi referitor la această pandemie și care sunt măsurile întreprinse de către autorități. Discutăm în continuare alături de invitatul nostru, Guțu Veceslav, șeful secției supraveghere bolilor prevenibile prin vaccinare din cadrul ANSP. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Noi vă mulțumim tare mult pentru prezență, pentru că COVID-19 ar părea că trebuie să rămână de domeniul trecutului, însă el se face prezent și actualmente și am vrea să știm care este realitatea la zi. De asemenea, cum ați menționat și dumneavoastră, COVID-19 nu a dispărut. Dacă în percepția unora este sau persistă acest aspect, vreau să menționez că cazurile de COVID-19 sunt destul de multe în Republica Moldova. Dacă vorbim de luna august, s-au înregistrat peste 35.000 de cazuri într-o singură lună. Este o cifră destul de alarmantă, sau săptămânal se înregistrează între 8-9.000 de cazuri. Și, desigur, chiar în ultima săptămână au fost înregistrate 30 de decese, ceea ce este foarte și foarte alarmant și cetățenii trebuie să cunoască și să fie destul de să întreprindă toate măsurile, să respecte acele măsuri care sunt recomandate de autorități ca să prevină, începând de la vaccinare și cu aceleași măsuri, purtarea măștii, dezinfectarea în locurile publice și așa mai departe, deoarece, cum am menționat, pandemia nu a dispărut. Apropo, bine ar fi să discutăm un pic și despre aceste măsuri asiguratorii pentru sănătatea noastră. Eram obligați, prin ordonanța situației de urgență, să purtăm măștile, să ne vaccinăm. Acum că nu mai suntem în această perioadă complicată, deși putem aștepta orice schimbări, Comisia pentru Situații Excepționale poate veni ulterior cu noi sugestii și să emită dispoziții noi. Ce ar trebui să facem în această perioadă și cum avem grijă de sănătatea noastră, astfel încât să nu înhățăm acest virus nimicitor? E sigur, în primul rând se recomandă vaccinarea, da? La nivel mondial, chiar și experți în domeniul sănătății de nivel internațional recomandă puternic vaccinarea sau începerea procesului de vaccinare pentru persoanele care încă nu au primit nicio doză de vaccin, deoarece este prioritar. În al doilea rând, desigur, se recomandă să fim prudenți, se recomandă purtarea măștii în locurile publice, deoarece chiar aceasta este ultima decizie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică cu privire la protejarea noastră față de această infecție și, desigur, continuarea sau luarea măsurilor precum dezinfectarea mâinilor, de asemenea, să fim prudenți, să avem grijă tot timpul, deoarece chiar dacă astăzi, să spunem așa, COVID-19 sau boala COVID-19 este una cu simptome ușoare, desigur, ea reprezintă un pericol destul de mare și, practic, există risc ca fiecare din apropiații noștri să fie infectat și, de asemenea, să fim și noi expuși acestui risc. Totuși, circulă multe mituri despre COVID-19 și multă lume susține că e dezamăgită oarecum în această perioadă. Uite, m-am vaccinat și totuși m-am infectat cu COVID-19. E firesc să se întâmple acest lucru? E normal? Și dacă da, în cazul ăsta, cu ce ne ajută vaccinarea? Desigur, practic și desigur și cetățenii în mare parte cunosc faptul că virusul acesta care provoacă boala COVID-19 a suferit un șir de mutații de la începutul pandemiei COVID-19. Dacă vaccinul care a fost elaborat la început avea o eficiență mai mare de 95%, acesta în timp un picuț a scăzut. Dar eficiența lui în prevenirea complicațiilor de COVID-19 și a deceselor este de peste 85%. Conform studiilor internaționale. De ce și este important ca noi să ne vaccinăm, ca să scoatem în primul rând, să fim siguri pe noi că suntem protejați de careva complicații provocate de COVID-19, de asemenea, și desigur să nu împovărăm sistemul de sănătate, da? Ceea ce este de asemenea un aspect destul de important. Deci ne vaccinăm ca să ne protejăm, ne protejăm viitorul, pentru că ăsta de fapt este și sloganul campaniei naționale în promovarea vaccinării pe teritoriul Republicii Moldova. Cât de receptivi sunt oamenii atunci când trebuie să meargă să se vaccineze? Cât de solicitanți sunt în materie de informații? O fac pentru că e nevoie sau o fac pentru că pe bunele pasă de sănătatea lor?
Din păcate, în ultima perioadă, să spunem așa, numărul persoanelor sau cerere pentru vaccinare a scăzut destul de mult. Dacă facem o comparație cu lunile începutului de an sau ianuarie, februarie, unde se administrau 30-40.000 de doze pe săptămână, acum practic a scăzut cu 90%. Oricum, persoanele care astăzi se vaccinează sunt, sunt persoane practic cei care într-adevăr le pasă de viitorul lor. Da? Sunt persoane care încep sau conștientizează că pandemia încă nu a dispărut și se administrează doza booster, care de asemenea are un rol destul de important. Experții de asemenea recomandă doza booster persoanelor care au primit cele două doze cu mai mult de 6 luni, 4-6 luni în urmă, deoarece nu din considerentul că persoana nu este nu este protejată după cele două doze, dar este important ca să reamintim sistemul nostru imun desigur, anticorpii să fie elaborat și el să fie unul actual, da, în contextul în care virusul nu a dispărut și în Republică se înregistrează foarte multe cazuri, este foarte important ca sistemul nostru imun să fie anticorpii care se protejează, care ne protejează, să fie la un nivel destul de înalt și, desigur, să ne protejeze. Și trebuie să înțelegem foarte bine că virusul se adaptează, virusul mutează, iar noi trebuie să întreprindem anumite măsuri în consecutivitate. Totuși, a fost o bună perioadă în care anumiți cetățeni ai Republicii Moldova erau în goană după un anumit tip de vaccin. Acum avem disponibilitate de vaccinuri, dacă da, care sunt disponibile și dacă avem în continuare posibilitatea să alegem cu ce ne vaccinăm. Sigur, aceasta a fost de la începutul campaniei de vaccinare. Desigur, autoritățile din sănătate au depus toate eforturile ca să avem în țară majoritatea tipurilor de vaccinuri anti-COVID-19. La moment, noi deținem doar vaccinul Pfizer, Sinovac și Sinopharm. Practic, vreau să menționez că cererea este doar, sau cea mai mare este pentru vaccinul Pfizer, de ce noi și am menținut în continuare ca să avem acest vaccin disponibil în orice punct de vaccinare din țară, deoarece iarăși studiile s-au scos în evidență pentru doza 3, doza 4, se recomandă un vaccin pe bază de ARN mesager, cum ar fi Pfizer sau Moderna. De aceea și optăm pentru ca în țară să fie acest vaccin disponibil tuturor cetățenilor. Cum se pot vaccina cetățenii Republicii Moldova? Astăzi vaccinarea se face doar prin intermediul medicului de familie, da? De sector sau medicul de familie la care ești înscris, doar trebuie să-l anunți că ești sau dorești să te vaccinezi și desigur medicul îți face o programare, te anunță, deoarece vaccinul este în flacon de mai multe doze și este necesar ca să adune un anumit număr de persoane, da? 3, 4, 5 sau 6. Și după care, desigur, te anunță, medicul este cel, să spunem așa, responsabil în primul rând de sănătate, te anunță, înainte de aceasta medicul îți face un anumit control medical, după care îți recomandă vaccinare și, desigur, face vaccinarea propriu-zisă. Un lucru foarte important, stimați telespectatori, mergeți să vă vaccinați doar în momentul în care vă simțiți bine și starea sănătății vă permite acest lucru. A început și anul școlar. Cum stăm la capitolul vaccinarea copiilor? Bine, dacă vorbim de COVID-19, desigur, vaccinarea copiilor este una destul de mică. Dacă noi avem, să spunem așa, eligibili pentru vaccinare, copiii cu vârsta 12-17 ani, în jur de 200.000 de copii, s-au vaccinat doar 7.000. Din păcate, este un număr destul de este un număr foarte și foarte mic. Dar dacă vorbim despre vaccinurile care sunt în cadrul programului național de imunizări, desigur, vaccinarea este mult mai mare. Noi vaccinăm copiii înainte de școală contra difterii tetanusului, contra rujeolii, care de asemenea este un subiect destul de important în contextul situației care ne aflăm astăzi, în contextul Ucrainei, deoarece Ucraina are rujeolă în țară și există riscul iminent de a fi importate astfel de cazuri. De ce noi, ca autorități din sănătate, ne axăm pe vaccinarea contra rujeolei a copiilor care urmează să fie încadrați în școală? Domnule Guț, mai am o întrebare, pentru că e cumva și începutul sezonului rece, vor apărea din ce în ce mai multe cazuri atestate de gripă, viroză sezonieră și tot așa mai departe. Cum ar trebui să facem diferența între simptomatica gripelor și COVID-19?
Bine, dacă vorbim despre simptome, mare parte ele pot fi aceleași. Desigur, este recomandat în primul rând să anunți medicul de familie ca să fii testat. Da? Doar prin intermediul testării noi putem să diferențiem este COVID-19 sau este o infecție respiratorie. Desigur, nu se recomandă dacă simptomele sunt mai puternice, desigur nu se recomandă ca să întreprindem tratament de sinesătător la domiciliu. Este recomandabil să anunțăm medicul de familie. Foarte important de știut acest lucru și da, COVID-19 nu a dispărut, mai ales că dacă o să urmăriți și paginile oficiale de pe rețele de socializare ANSP și a Ministerului Sănătății, veți vedea că în continuare mai primim și anumite donații din partea NATO, cel puțin la începutul lunii septembrie. Am primit 10.000 de teste rapide, inclusiv echipamente medicale, iar asta înseamnă că acest subiect rămâne a fi unul actual. Mulțumim tare frumos pentru prezență, pentru informații. Sperăm această campanie de promovare și de conștientizare să fie de bun augur și să avem oameni sănătoși. Mulțumim, cu drag.